Moleculele de aer au tendința de a se mișca mai ușor prin medii calde și umede, datorită faptului că în aceste condiții energia lor internă crește. Cum viteza sunetului depinde de felul în care variază presiunea aerului atunci când moleculele se ciocnesc unele de altele, creând zone de compresie, dar și zone cu aer mai rarefiat, elasticitatea moleculelor devine un factor important. De aceea, în zilele călduroase și cu umiditate ridicată, sunetul călătorește mai repede decât într-o zi rece și uscată, atunci când moleculele de aer nu oscilează cu aceeași ușurință. Există o formulă cu care putem determina viteza de propagare a sunetului prin aer, ținând cont și de temperatura de afară. Viteza sunetului este egală cu 331 de metri pe secundă plus 0,6 ori numărul de grade peste 0 grade Celsius. Deci, viteza sunetului crește cu 0,6 metri pe secundă la ridicarea temperaturii cu 1 grad Celsius, având valoare de 331 de metri pe secundă la temperatura de înghețape, cea de 0 grade Celsius. În jurul anului 1660, omul de știință englez Robert Boyle a dovedit faptul că undele sonore au nevoie de un mediu prin care să se propage pentru a transmite sunetele la distanță. Altfel spus, în vid, sunetele nu se propagă. Poi a folosit un clopoțel plasat într-o încintă închisă și etanșă, din care aerul putea fi scos treptat. A observat că, pe măsură ce aerul părăsește incinta respectivă, sunetul scos de clopoțel devine din ce în ce mai slab, până la atenuarea totală. Newton a avut și el contribuția sa la înțelegerea fenomenelor de propagare a sunetului prin diverse medii, demonstrând că viteza sunetului prin anumite materiale depinde de caracteristicile acestora. Mai exact, elasticitatea și densitatea mediului de propagare determină viteza de propagare a sunetului prin acel mediu. Printre factorii de care depinde viteza de propagare a sunetului prin anumite medii, se numără și densitatea și temperatura, dar și starea de agregare a mediului. Faptul că avem de-a face cu un gaz, un lichid sau un solid. Iată un tabel care prezintă viteza sunetului prin diferite medii și materiale. Remarcăm o viteză apropiată numeric în cazul propagării sunetului prin aer la 0, respectiv 20 de grade Celsius. Se constată o similitudine în cazul mercurului și apei la temperatura de 20 de grade Celsius, viteza sunetului fiind de 1452, respectiv de 1482 de metri pe secundă. Prin fier, cupru, sticlă sau oțel, sunetul se propagă cu o viteză a cărei valoare este undeva în jur de 5.000, apropiindu-se chiar de 6.000 de metri pe secundă în cazul oțelului. Harry David Thoreau spunea că sunetul pompei, care scârție, este tot atât de necesar ca și muzica sferelor. Știința este magie care funcționează. Voce: Michel Popescu, alias Michel Flowerbomb.